Bun găsit! Continuăm să explicăm în detaliu tehnicile de influențare a opiniei utilizate de mass media de la noi și vorbim astăzi despre etichetare și sugestie. Ambele sunt scoase în evidență într-un nou raport de monitorizare a 12 instituții media publicat recent de Centrul pentru Jurnalism Independent. Etichetarea este atunci când unei persoane, unui eveniment sau unui fapt despre care ni se vorbește în știri, îi se dau caracterizări subiective. Poate fi vorba de un cuvânt sau o expresie lipite pe cineva sau ceva. De regulă, eticheta evidențiază un anumit detaliu, de cele mai multe ori negativ, și atrage atenția cetățeanului. Astfel, atunci când auzim expresii cum ar fi condamnatul fugar, transfugii din Parlament, controversatul om de afaceri, riderul numărul 1 în spațiul CSI, oligarhul fugar, Coaliția Roș-Albastră, Alianța Haosului și altele, trebuie să știm că aceste informații nu sunt obiective și s-ar putea să ne influențeze opinia într-un mod anume. La fel se întâmplă și în cazul sugestiei, prin care jurnaliștii ne strecoară în minte anumite idei, păreri, deducții pe care noi nu le-am avea dacă nu le-am auzi. Cel mai ușor putem recunoaște această tehnică după formulările nesigure, de genul vocea din spatele cadrului pare a fi a lui X, cei doi par să aibă o discuție amicală, iar atmosfera pare a fi una degajată. Accentuarea anumitor detalii din biografia unui actor public la fel sunt sugestii. Un astfel de caz îl găsim în raportul Centrului pentru Jurnalism Independent și se referă la prim-ministrul Republicii Moldova. Mai exact, anumite instituții media, vorbind despre ajutorul umanitar din partea României primit de autoritățile moldovene sub un pod din capitală, au relatat că premierul a fost huiduit pentru faptul că a organizat primirea ajutorului României sub un pod, iar ulterior au accentuat că premierul moldovean, care deține și cetățenia României, le-a mulțumit fraților de peste Prut pentru ajutorul umanitar oferit țării noastre. Detaliul despre cetățenia prim-ministrului a fost irelevant pentru contextul știrii și a fost utilizat pentru a-l pune pe cel din urmă într-o lumină negativă. Așadar, atât etichetarea cât și sugestia reprezintă tehnici prin care suntem mai degrabă manipulați decât informați, deci trebuie să fim foarte atenți atunci când le întâlnim. Știrile trebuie să ne vorbească strict despre fapte și să excludă orice opinie sau atitudine a jurnalistului sau a instituției media. Pentru a urmări și alte tehnici de manipulare explicate în detaliu, accesează în continuare mediacritica.md și pagina noastră de YouTube. Fii informat și nu te lăsa păcălit! Gândește limpede!